Andrei, față în față cu soacra, fosta soacră, doamna Ana Ciobotariu. La telefon este și soția ta, fiica dumneavoastră, Diana, din Germania. Iar vestea care mie mi se pare într-adevăr șocantă este faptul că tu ai venit să afli ce mai face copilul tău de 3 ani și e posibil să pleci de aici, de la emisiune, să afli că nu e copilul tău. Da. Așa spune ea, dar... Domnul Cătălin. Așa spune ea, da. Domnul Cătălin, atâta vreau să o rog. Să fie de acord să facem testul ADN, să fie de acord să vină în țară, să meargă și el la detector cum am mers eu. Stai un pic, dacă reiese că nu-i copilul tău, ce dacă faci? Reiese că nu-i copilul meu, mă bucur. Și să mulțumească că am crescut 3 ani copilul ei. Să mulțumească. Bun. Atât. Diana, deci tu când ai spus astăzi, ai spus pentru că tu așa crezi, că nu ar fi copilul lui Andrei 100%, nu? Da. Dar dacă rezultă că este copilul meu, Diana? Ce se întâmplă? Ce se poate întâmpla? Da, lui... în pușcărie? Numai o secundă. Dar lui Antonio, celui care ai spus că ai avut o relație înainte să-l cunoști pe Andrei, ai spus că s-ar putea să fie tată? Nu. Păi să-l aducă și pe Antonio, să vedem cine e el. Dar tu știi pe Antonio? Păi nici nu-l cunosc. Păi nici n-am habar. Da. Cine vrei să-ți ți se pare, feeling-ul tău este că... Știi cine e Antonio, că ai răspuns odată la telefon. De ce minți? Mai mere și noi la... Bun. Odată la poligraf. Dar numai o secundă, Diana, vreau să te întreb. Feeling-ul tău, sentimentul tău este că s-ar putea copilul să nu fie al lui Andrei? 80 ceva la sută, da, restul nu. Deci 80% că n-ar fi copilul lui, e foarte mult. Fi grav. Andrei, tu ai venit plângând că nu ți-ai văzut copilul, dar afli în seara asta... Păi și de ce nu vrea să facem testul ADN, domnul Cătălin? Poți să pentru mine nu vrea să-l facă, a zis că doar s-a dus să muncească în Germania și că e mai greu să vină ea. Păi dar nu trebuie să vină ea. Nu trebuie, mergem frumos după copil, mergem la București, venim aici la București, facem testul ADN și ăla se dă 5-6 zile. Nu înțelegi niciodată că fata asta nu vrea să te mai vadă și nu vrea să mai fii niciodată. Dar cum poți să comandă ea pe copilul meu, domnul Cătălin? O să se poate face și testul ADN, dar numai o secundă. Dumneavoastră v-a spus, fiica dumneavoastră, că s-ar putea să nu fie copilul lui Andrei? Mi-a spus că eu... Au avut relații multe, înseamnă că eu plăcut mult. Înseamnă, păi da, eu plăcut viața. Da, noi vrem să scăpăm de tine, da? Păi n-a, nu, deci, n-ai, n-ai cum să scapi pentru că l-ai copilul meu și o să dovedesc treaba asta. Ce nu înțelegi dacă atâta? Dar chiar vrei să ne certăm, să râdă lumea de noi? Mă, așa, chiar așa vă place. Tău, de ce n-ai răspuns? Măi, dar chiar așa vă place, mă? Păi cum să răspund, păi dacă fi... Păi a fost ziua lui, păi v-am sunat de atâtea ori. O mie de apeluri. Ce să fac eu la tine acasă? Andrei, mai uite-te și în curtea ta și după aia vorbește de altul. Păi eu mă uit în curtea mea, curtea mea e măturată. 10 lei trebuie să pui prin poștă sau uistă mă. Eu nu prea cred. Să scot, mă, luați bomboane pentru copilul ăsta. Doamna Ciobotariu, sunteți de acord să-și vadă și el copilul când ajungeți acasă? Păi de ce nu? Păi nu e normal? Nu pot să primesc așa ceva la mine la poartă. Da, măcar să vorbească la telefon sau să-i arătați copilul. Dar nu vrea copilul. Haideți, domnul Cătălin. Deci nu vrea, uitați, vă dau numărul. Intrați, vă rog frumos, dacă se poate. Poate Gina să vă dea numărul, să cereți pe Antonia la telefon. De cu fata mea, vă rog, care sunt eu cu fata mea. Faceți măcar încercați. Vă dau numărul de acasă. Haideți, păi da, dacă... Sunați, spuneți, Diana, te rog frumos, dă-mi pe Antonia că o cheamă Andrei. Deci atât, eu nu sunt acolo. Domnul Cătălin, dacă deci eu atât. Țin o fată, dacă eu țin un copil de 3 ani, vă garantez că nu mai vorbește cu niciunul de aici. Ți-l-am dat pe Marian. Un copil uitați, este mic. Marian, i-l-am bun. Dat să mâine stea mama ta și sora da, ta. Vin aici în emisiune, da. Vin, mama ta și sora ta. Da. Vin și cu contractele de muncă unde lucrează, ca să nu mai zică doamna că maică-mea lucrează în bar. Ce, mă? Că maică-mea e... Aveți o poză? Cumpărat. Aveți o poză în care arată... A zis că are poze, să aducă contract... că maică-mea lucrează în bar. Doamna Ciobotariu, aveți vreo poză sau ceva în care mama lui Andrei e într-un bar, dar sunt? Da, da, sunt poze. Păi arătați, doamnă. Unde sunt? Le putem găsi și noi? Da. Da, arătați-le. Arătați-le. Gina, dar nu, eu cu telefoanele nu mă pricep. Bun, deci există poze. Da, o să arăt. Nu știu dacă mai avem timp azi în emisiune să vedem o fotografie. Dacă sunt nu, poze, o să vedem. Da. Vă arăt eu dacă vreți. Așa ceva să ocup. Poze deci, da, poze cu mama mea, vă arăt eu poze câte vreți, domnul Cătălin. Nu e o problemă. Dar, eu nu mă feresc de absolut nimic. Diana, când era, o lăsați acasă cu amândoi copii și al sora ta. Diana, să-ți ia dadaca acasă și voi plecați la lăutari. Și vineți de zi dimineață, țapi nimeni și la... Păi vorbim de băutură aici? Păi mai vorbim de băutură, vorbim de băutură, vorbim mama de băutură. Păi te cunoaște tot satul ce faci la tine în sat. Nu mai vorbi de băutură, te rog frumos. Ce fac? Te rog frumos. Adu-ți aminte casă, când ți-am dat cărbune că vomitai. Adu-ți aminte, te rog frumos. Păi dacă o dai, nu mai râde că râzi degeaba. Nu mai râde, vă rog Andrei, eu frumos, domnul Cătălin. De ce nu acceptă și doamna testul poligraf? Acceptă, n-a zis că n-acceptă. Dar ce făceam la soră? Păi de ce nu acceptă? Păi nu mi se pare normal și nu mi se pare concret ca ea să aducă atâtea acuzații și să nu aibă o dovadă. Mă distrează pe doamna Ciobotariu pentru testul poligraf? Pentru testul poligraf? Da. De ce? Dacă este adevărat că ea
m-a oprit să nu văd copilul. Deci prima asta întrebare, că m-a oprit să nu văd copilul. A doua întrebare, aș vrea să o întreb dacă este sigură că eu am ținut-o pe Diana sechestrată. A treia întrebare, aș vrea să o întreb dacă este adevărat că eu am forțat-o să-și facă pozele, că așa a spus în emisiunea trecută, da? Îți trimise dacă... pozele și filmat spus... Diana a lămurit asta, nu, spune nu, că își făcea pozele că vrei nu. Tu. Păi da, doamna, păi acum cum se contrazic amândouă, se bat cap în cap? Da, vroiai tu poze. Hai puțin, că nu ne înțelegem, Diana. Diana, e final de emisiune, vrei să-i mai transmiți ceva lui Andrei pe final de emisiune? Să îmi deie pace, să nu mă mai caute și să-și vadă de treaba lui. Păi cine te caută, că văd că tu îmi trimiți mesaje pe WhatsApp. Cum îi? Păi tu îmi trimiți mesaje pe WhatsApp, cum te caut eu? Astăzi te-am întrebat, că eram și eu. Astăzi și ieri? Da. Păi am convorbirea, am înregistrare la convorbirea telefonului. Eu las în pace, mâine vine mama ta și sora ta. Păi și cu testul ADN, cum mă duc? Facem și testul ADN, facem toate... Ies în dimineață la 2-3 de la lucru și la 4, și n-ai să poți să-mi treci copilul pe numele tău cum vrei tu, îți garantez eu. Dar nu-i copilul tău. Ba, este copilul meu. 100%, 100% vă spun că este copilul meu. Știi ceva? Indiferent că o fi al tău, copilul o să fie trecut, eu am acti pe el. Uite tot cum vorbește, măi, omule. Mâine la ora 18, oameni buni, ne vedem la emisiune. Până atunci ne vedem pe Facebook la Măruță. Dacă aveți mesaje, la măruță@rondprotv.ro.